Slavă Domnului! Efeseni 5 cu 14, începem citirea. De aceea zice, Deșteaptă-te tu care dorm, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele, de aceea nu fiți nepricepuți, și înțelegeți care este voia Domnului Amin. Vă rugăm să le ocupați locurile. Mă bucur că suntem împreună. M-am uitat la Silviu, la Sorina. Încercam să-mi amintesc dacă i-am mai întâlnit. Și nu știu dacă. Pentru că eu astăzi am fost invitat la o nuntă de fratele Costel Bârsan. Și eu credeam că el îmi face surpriza și ne întâlnim aici la adunare, dar surpriza că nu a venit. Doresc ca Domnul pe tot să ne binecuvinteze. Referitor la predica de astăzi, eu nu sunt chiar începător în predicare, dar de fiecare dată când trebuie să predic, îmi fac probleme. Mai ales că asta e a treia vizită consecutivă care o fac cu ocazia unică, căsătorii. Și mă gândeam ce am mai predicat, ce se poate predica. Și m-a rugat Domnul și seară am avut un vis. Eu nu sunt visător de vise, poate fi numai din mulțimea grijurilor. Dar am visat că eram la Botoșan, la căsătorie, și predicam din Efesen, capitolul 5, cu versetul 15. Am citit și versetul 14, poate de acolo predicăm pe partea finală, când unii o să adormă, că vorbește de o trezire. Dar versetul care mi-a fost dat e versetul 15. De aici am mai predicat și altă dată, cu alte ocazii, însă vreau ca acest verset să-l aplicăm de data aceasta în viața de familie. Luați seama, deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți tot am cântat de dragoste. Se pare că prioritar în familie dragostea. Sunt de acord. 1 Corinteni 13 cu 13. Acum dar rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Cea mai mare e dragostea. Să le dea Domnul lor multă, multă dragoste. Și dragoste firească, că îi trebuie încioasă în familie, și o dragoste duhovnicească. Am spus eu că în familie, pentru că suntem creștini, îi nevoie să avem credință. La noi familie, aia noi familie creștină unde nu-i credință în Dumnezeu. Domnul se le dea multă credință. Dar am mai spus eu, pe bază de experiență, eu n-am 48, dar am numai 38 de ani de când îmi-s căsătorit, că în viața de familie ne mai trebuie încă un lucru. Ne trebuie înțelepciune. Că dragostea nu-i substituent nu pot spun că eu iubesc, n-am nevoie de înțelepciune. Dragostea e la rândul ei, credința la rândul ei, înțelepciunea e la rândul ei. Doresc lor, dar și nouă, Domnul să ne dea în viața de familie multă înțelepciune. Acum vin în versetul și spune, luați seama, deci să umblați cu băgare de seamă. eu o repetiție în versetul acesta. Și eu am încercat să Iau expresia aceasta unde o întâlnesc în Sfânta Scriptură și să o aplic, repet, în viața de familie. Plecau odată niște evrei într-o călătorie. O călătorie lungă, primejdioasă. Putem compara viața de familie ca și o călătorie din care plecăm și vrem să ajungem undeva. Și evreii ăștia când au plecat în călătorie, spune în Ezra, capitolul 8, versetul 21, acolo la râul Ahava am vestit un post de smerire pentru ca Dumnezeu să fie cu noi. Știa Ezra că e periculoasă călătoria, mai ales că Ezra o încredințat călătorilor acestora multe valori pe care trebuiau să le ducă la Ierusalim și să le predea de aceea, în 8 cu 29 le spune, iar voi fiți cu ochii în patru. E recomandarea care o am eu pentru aceștia doi. În călătoria asta, a vieții voastre de familie, fiți cu ochii în patru. Am încercat să identific câteva domenii în care nouă ne trebuie o atenție sporită, să fim mereu atenți, vigilenți, cu ochii în patru. Și primul domeniu a spus că e relația noastră cu Dumnezeu. Asta e cea mai importantă relație. Și în Romani, parcă 1 cu 20 spune: În adevăr, însușirile lui nevăzute, puterea lui și dumnezeirea lui se văd de la începutul lumii când te uiți cu băgare de seamă. În tot ce a creat Dumnezeu. Deci noi ne uităm la Dumnezeu ca la un mare și înțelept creator. Ăsta e statutul lui, el ne-a creat, a lui suntem, spunea psalmistul. Noi suntem poporul lui și turma pășunii lui. Nu putem să intrăm în detalii, nici nu le cunoaștem despre toată creația lui Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul. Dumnezeirea lui, puterea lui, înțelepciunea lui se văd când te uiți cu băgare de seamă. Și după ce m-am uitat la Dumnezeu, cine e Dumnezeu, am vrut să văd ce vrea Dumnezeu. Și spune Ezechiel 44 cu versetul 5, Fiul omului, tu uite-te, fii atent, uite cu băgară de seamă la legile, poruncele lui Dumnezeu, la intrările, ieșirile în Sfântul Locaș. După ce am văzut cine-i Dumnezeu, m-am uitat cu băgară de seamă, am văzut Dumnezeirea Lui, însușirile Lui extraordinare, de acum atent să văd ce vrea Dumnezeu de la mine. Și asta trebuie să vadă și, și Silviu. Ce vrea Dumnezeu de la familia voastră? Ce vrea Dumnezeu de la casa voastră? care sunt Lui care se aplică în viața voastră? Suntem cu băgare de seamă. Și apoi scrie, parcă în Hegai 1 cu 5 și 1 7, cu 7. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Deci mă uit cine Dumnezeu, mă uit ce vrea Dumnezeu de la casa și familia mea, apoi mă uit la mine, mă uit la familia mea, cu băgare de seamă. Am făcut eu voia lui Dumnezeu? Roman 12 cu 2, vorbește de voia lui Dumnezeu. Să nu vă potriviți chipul lui veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Deci eu trebuie să împlinesc voia lui Dumnezeu. Scrie Maliare, capitolul 3, 2 cu 15 nu ne-a dat unul Dumnezeu și ce vrea acest Dumnezeu? Să mânțe dumnezeiască. Și spune, luați seama, dar în mintea voastră niciunul să nu fie necredincios, neveste din tinerețea lui. Știți unde începe necredincioșia? Știți unde începe infidelitatea conjugală? În mintea voastră. De aceea spunea prorocul, luați seama în mintea voastră. Domnul să ne dea o minte sănătoasă. Primul domeniu în care trebuie să fim foarte atenți e domeniul relației noastre cu Dumnezeu. Cine e Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu și ce fac eu. Al doilea domeniu, tot important, e relația noastră cu Biserica. A doua e relația cu Biserica. Și aici avem niște atenționări și niște versete care ne vorbesc de băgarea de seamă. De exemplu, merge odată o femeie tare amărâtă, o anonimă, o femeie ștearsă. Merge la cortul întâlnirii să se roage, la templu, cum era atunci. <coughs> Și ea începe să se roage. Și se roagă. Dar avea o rugăciune așa mai mult mută, mai mult plâns, mai mult suspine, mai mult dorințe. Și 1 Samuel, capitolul 1, versetul 12, Eli, marele preot din vremea aceea, spune Scriptura, se uita cu băgare de seamă la gura ei. El a avut și greșelile lui, dar au avut și meritele lui. Știți ce am apreciat eu la omul ăsta? Acolo în templu venea o mulțime de evrei, fiecare cu problema lui, fiecare cu jerfa lui, fiecare cu pretențiile lui, dar ele își făcea timp să se uite la fiecare în parte. Cum se roagă el, cum se roagă el, cum se roagă ea, îi surprins cumva de atitudinea acestei femei cu numele de care abia își mișca buzele. În biserică știți la ce trebuie să fim atenți? la nevoile celorlalți. Care e nevoia celorlalți? Că el a judecat-o greșit, până la urmă s-a corectat, s-a pocăit, spun eu, a făcut o urare frumoasă, ani dute și Dumnezeul lui Israel să-ți asculte rugăciunea, dar el se uita la buzele fiecăruia. Asta e treaba păstorului, îi treaba slujitorului, E treaba noastră a tuturora. Pentru că în adunare copii au nevoile lor. Tinerii au nevoile lor. Văduvele își mișcă într-un fel buzele. Orfane, săraci, prorocii au nevoile lor, predicatorii lor, cântăreța lor. Cine-i atent la nevoile lor? Am un frate care îl cunosc bine, folosit de Dumnezeu, proroc, și îmi spunea că avea o fată și de vreo trei ori încerca fata să-i spune, tată, vreau să vorbesc ceva cu matale. Mai acum am frața rugăciune, n-am timp, las că vorbim altă dată. Tata, vreau să vorbesc ceva cu tine, mă duc cu tine, mă așteaptă frață. Tata, vreau să vorbesc, am mă duc la adunare să nu întârzi. Și primește la învol un bilet. Dacă nu ai timp de mine ca tată, te rog, fă timp pentru mine ca păstor. Spunea fratele acesta, la biletul și am început să plâng. Deci fata mea avea nevoie de o atenție, câteva minute. Era o fată de liceu, un băiat îi făcea curte, ea nu știa ce să aleagă, voia un spat de la tata. Tata era prea slujitor, prea ocupat, prea încărcat cu programul și nu avea timp. Eu mă întreb, pentru cei din casa noastră, pentru cei din familia noastră, ne facem timp? Când abia aș mișcă buzele, ca Ana de la templu. Când la un băiat îi caietul de biologie, asta e problema lui, el nu-l interesează cine iese la vot în România. El știe că nu are caiet de biologie. Ne facem timp. Copiii noștri au nevoile noastre. Soția are nevoia ei, bărbatul are nevoia lui câteodată. Ne facem timp. Suntem cu băgare de seamă la nevoile celorlalți? Domnul să ne ajute la aceasta. Și apoi mai scrie în Ieremia 48 cu versetul 10 și asta am inclus tot la domeniul acesta al slujirii bisericești. Blestemat să fie cel ce face fără băgare de seamă lucrarea Domnului. Nu știu voi ce ați făcut, mai Silviu și Sorina. Eu am și crezut până foarte recent că nunta tai la Roma, că așa ni s-a spus. Că e un nepot, o nepoată, n-am înțeles bine la telefon. Nu știu care a fost slujba voastră. Am întâlnit însă o concepție greșită. Un împrumut luat din Vechiul Testament și pus forțat în biserică. După nuntă, un an e scutit. Bine că te poți duce în lună de mere, te poți duce în trei concedii, te poți duce la grătare, te poți duce unde vrei, dar e scutit de slujire și de adunare. Asta nu scrie așa ceva în Scriptură. Nu scrie așa ceva. Blestemat să fie cel ce face cu nebăgară de seamă lucrarea Domnului. Și aici eu mai spun un lucru. Eu vă apreciez pentru felul în care ați cântat, și familie, și corul, și fratele... Cobalski, pe păi, băiatul petrică, Nu. Da? Petrica l-am salutat de acolo de sus, ne am zâmbit așa un pic unul la altul. Eu întreb, toate cântările astea, le-ați încercat acum prima dată, frate Piu? Hai să vedem cum merge fericirea. Nu, 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 nu. Și mai știu eu din, din experiență, uh, dirijorii și cam pretențioși, cam ofturoși, le spun eu te de 10 ori, că nu e și bine, că nu e armonie. Măi, și ăștia fac repetiții două ceasuri și când o cântare frumoasă în adunare. Știți de ce? O cântăm pentru Domnul. Noi suntem cu băgară de seamă în slujire și la predică când vii, eu nu-mi permis să vin, eu n-am nicio schiță de predică, dar în mintea mea am schița. Asta mi-a spus Domnul să predic. Nu-mi permis să vin nepregătit conceptul ăla că Domnul îți dă acolo, eu cred că e ce cei pentru leneș. Domnul îți dă când mergi la procurori, la securist, la închetă, vi se va da chiar în ceasul acela. Nu vii nepregătit la adunare când va da Domnul ceva, nu. Dar când slujim în adunare, trebuie să slujim cu băgare de seamă. Iar eu astăzi, cât să vă dau liber acum după nuntă, Silviu și Sorin, Hai, până de seară sunteți liberi. De mâine la adunare, da? De mâine la slujire. domne ajută-ne la aceasta. Și tot în cadrul bisericii mai aplic un verset în care ni se atrage atenția, ni se recomandă să fim foarte prudenți. În Evrei, capitolul 13, versetul 7. Uitați-vă la mai mari voștri care -au vesti vă au vestit cuvântul. Uitați-vă la sfârșitul felul lor de vețuire și urma, urmați-le credință, dar acolo spune, uitați-vă cu băgare de seamă. Eu asta am pus-o la rânduială bisericească. Cineva mă întreba, măi, la voi la adunare sunteți conservatori, cum reușiți? Eu gestionez o moștenirii care am primit-o. Nu eu am aplicat rânduiala în adunare. Sunt la câteva generații. V-am mai spus, bunicul meu la Cernăuț, condamnat pe 25 de ani, împreună cu alt bătrân de la noi din adunare. M-am uitat la ei, la sfârșitul felului lor. Când fratele Vasile Axint era bolnav, s-a îmbolnăvit. Duminică o la adunare, joi s-a îmbolnăvit, următoarea duminică l-au mormântat. Au venit frații la el în vizită și îi spuneau, cine mai spui frate Vasile? Măi, ce să vă spun, pocăiți-vă, măi, ce să vă mai spun? Și stând de vorbă cu ei, spune, noi eu mă duc, uite, vine, vin îngerii Domnului și plec cu ei la Domnul o zâmbit, o lumina fața și o plecat. Oamenii ăștia sunt demn de urmat, care au trăit o viață de pocăință demonstrată. M-am uitat la sfârșitul felului lor și sunt de urmat. Dar învățătura lor, lor sunt demne de urmat? De ce atâtea negocieri lumești? De ce atâtea probleme și la nuntă, și la mort, și la nu știu ce? pot să vin așa, pot să fac așa, pot așa, dar așa e voi. dar tu nu știi cum e voie în adunare, dar tu nu știi cum e cuvântul Scripturii, dar nu ne uităm cu băgare de seamă la la pusă de Dumnezeu și le urmăm credința? Doamne ajută! Primul domeniu în care -am, vă propun să fim cu mare atenție e relația noastră cu Dumnezeu. Al doilea ochi, în care suntem cu mare atenție domeniul bisericesc. Și mai rămâne un domeniu, domeniu de familie. Ar trebui să umblăm cu băgare de seamă în familie? Ar trebui. Și am aici doar câteva gânduri. Eclesiastru 7 cu 13. E un verset greu de interpretat. Uitați-vă cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? Eu am numit-o scurt tolerarea deficiențelor sau îngăduință creștină. Fiecare om are un anume caracter. Caracterul unui om se slefuiește în anii fragezi ai copilăriei. Atunci ai caracterul unui om. De aceea spune Deuteronom 6 cu 7, întipărește poruncile acestea în mintea copiilor. Cum se înnobilează caracterul? Prin educație și proverbe 3, versetul 3 și 4. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-le la gât, scrie pe tăblița inimii tale. Astea te vor face să capete trecere înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor și îți vor da o minte sănătoasă. Atunci să le lefuiești caracterul. Prin educație și prin auto disciplinare. 1 Corinteni 9, 27 și mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însu să fiu lepădat. Dar cu toate acestea nu există om perfect. Avem deficiență de caracter. Fie că este un handicap fizic, de asta nu ne legăm, dar le tolerăm. Am întâlnit mii așa frumoși ca cei de astăzi care după câteva luni el o paralizat. S-a dus să facă bai, o sări cu capul în jos, îi botoșăneam, trebuie să-l știți, și-o paralizat. Eram în Perugia, l-au invitat la o masă de dragoste și femeia asta, care acum stă în Suceava, își ducea bărbatul cu căruțiorul și avea și două plasă. Și eu, politicos, am spus, mai lasă că îl duc eu. Și ea se și spune, nu, îl duc eu, că bărbatul meu, sări plasele așa dacă vrei. Nu de ce sau căsători, nu. Erau tineri, frumos, sănătoși. Dar s au întâmplat. Ce facem mai departe? Corinteni? Nu. Coloseni 3 cu 13. Îngăduiți-vă unul pe altul. Și dacă unul are o pricene să se plângă de altul, iertați-vă oameni buni. Așa cum și Dumnezeu ne-a iertat pe noi în Hristos. Așa iertați-vă și voi. Sunt deficiențe de caracter. Eu am aici o întâmplare fratele era de față, dar nu știu dacă să vă spun sau nu. Odată predicam într-o adunare, dar cine nu greșește în vorbire, e un om desăvârșit. Și eu nu sunt desăvârșit. Și vorbeam de caracterul ăsta, de cizelare asta, șlefuirea reciprocă. Și am spus, de când m-am însurat nevastă mea, multe lucruri o corectat în viața mea. Și eu una ei. Dar am folosit eu un cuvânt și am spus, dar probabil cu unii în vor, nu îi poți poate așa în un îngrop. Și o soră voinică de etnie romă sta acolo și o striga la mine, poate te-a îngropat e pe tine. Dar era adunare mare și m a spus, măi, nu știu care pe care ne îngropăm, dar nu n am ajuns la perfecțiune. Știți ce ne-am propus? Să ne îngăduim unul pe altul, să ne tolerăm unul pe altul. Și eu la asta spun, amin. Uitați-vă cu băgare de seamă, Cine poate îndrepta ce a făcut Dumnezeu ăsta? Și mai am o, un verset care îl aplic tot aici. Noi vrem de la partenerul de viață perfecțiunea. Să arate bine fizic, blând, tandru, iubitor, săritor. Și când văd ceva, o, o greșeală în partenerul de viață, vreau să corectez. Și spun, mai nu-i bine așa. E ca și cum eu aș avea o bârnă mare, în ochi, dar văd la fratele meu, aproape meu, un pai și mă duc, frate, îmi dai voie să scot paiul ăsta? Și Domnul spunea Matei, capitolul 7, la versetul 3 încolo, fățarnicule, uite-te cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău, scoate-ți bârna, apoi vei scoate paiul din ochiul fratelui tău. Noi avem problemele noastre, avem greșelile noastre, dar vrem perfecțiunea de la celălalt. În mod normal ar trebui să ne uităm cu băgare de seamă la noi. Cum arătăm noi? Eram odată la o nuntă, cred că bărbatul era venit de la lucru, nu mânca să acasă și a început să mănânce. Ea mânca și ea, dar ea și o pus în mai multe sarmale. Dar el arăta bine, mai bine ca mine așa îi curgeau muști peste curea în jos. Și el îi spune așa tandru la ureche, nu mânca mult cât e îngrăș. Ea se uită așa foarte înțeleaptă, îi spune, uite-te la tine cum arăt. Și gata, au mâncat ca doi îndrăgostiți mai departe. Deci noi vrem perfecțiune de la celălalt. Bă, dar noi cum suntem? Că vrem, e bine, dar uite-te cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău. Uite-te la greșelile tale, la eșecurile tale, la caracterul tău care nu-i totdeauna cum vrea Dumnezeu, cum vrea partenerul. Corectează-te întâi pe tine, apoi pe celălalt. Aici am aplicat o versetul ăsta. Și mai am un verset. În Luca, în capitolul 12, vorbind despre o gestionare responsabilă, în Luca, în capitolul 15, versetul 8, spune, care femeie dacă are 10 bănuți din argint și pierde unul, nu mătură casa, nu aprinde lumină, face curățenie, s-ar putea ca în viața de familie să avem unele pierdere. Eu spuneam, dacă în ziua binecuvântării cei 10 bănuți sunt niște binecuvântări de la Domnul, și tu le pierzi, ce faci? Ce faci? Scrie în Vechiul Testament, poporul acesta și-a pierdut bunul simț. Am adică găsit scris. Sau în în capitolul 5, versetul 19. Și au pierdut orice pic de simțire. Și se vârșesc cu lăcomie orice fel de nelegiuire. Dacă unul din bănuți ce se cheamă bunul simț în familie, Oare să fie familie în care se pierde bunul simț? Nu știu, întreb. Și eu mă uit și eu în viața mea de 38 de ani, la fel de atent, la fel de politicos, la fel ca atunci, sau rutina și hoț începuturilor au făcut ravaje în viața mea. Ce face familia în care s-a pierdut bunul simț? Și să vedem gesturi, în, în purtare, în, în discuții, să vede că îi pierdu bunul simț. Spune scriptura că se aprinde lumina. Lumina e sfânta scriptură. Revenim înapoi la cuvântul Evangheliei. Măturăm bine casa. Măturăm că se adună gunoi în casele noastre. Să adună mizerii în viețile noastre. Vrem, nu vrem. Trebuie să o recunoaștem. Dar în momentul acesta. Ne revenim, revenim la cuvântul Scripturii. Ne facem curățenie în viața noastră și căutăm cu băgare de seamă bănuțul pierdut. Mă sună o soră de prin Italia, spune frate Dragoș, nu știu nici acum ce Bărbatul meu este slujitor în adunare. Mă ținut de vorbă, poate un Vreau să spun, mi-am pierdut în crederea în el. Și îți da multe, multe întâmplări care argumentau pierderea asta. Frate, dragul, dai posibil el prezbiter și începe să-mi spune una, două, șepte, nouă, când duce copii la școală, când vorbește cu vecina, când îți duci în țară. Mi-am pierdut încrederea în el. Mai să fie familii de pocăiți în care își pierd încrederea unul în altul? Întreb, că nu știu după ani, după 40 de ani de căsătorie, să mă uit bănuitor la nevastă, mi-a să spun, oare e drept, oare, oare nu-i drept? Nevasta să se uite după ani de căsătorie la bărbat și să n în încredere în el? S-a pierdut bănuțul ăsta? Eu am aplicat o responsabilitate, o gestionare responsabilă. Oameni buni, frați și surori, ne uităm în familia noastră, ne uităm cu băgarea de seamă. N-am pierdut nimic din ce ne-a dat Dumnezeu? În altele s-au pierdut dragostea aceea de care tot cântăm noi și cântăm așa de frumos. De ce? Din pricina mulțirii fără de lege, dragostea... Celor mai mulți, spune acolo, se va răci. unde dragostea de De ce se pierde? Iisus care știa că de la Tatăl o veni, la Tatăl se duce și care i-a iubit pe ei să Ioan, capitolul 13, i-a iubit până la capăt. De ce se termină dragostea înainte de capăt? De ce se gată pe la jumătatea drumului? De ce e nevoie de păstor și de comitet? De ce sunt atâtea cabinete de consiliere pentru noi botezați cu Duhul Sfânt? Pentru noi plini de Duhul Sfânt? Pentru noi copiii lui Dumnezeu? Ne pierdem Tocmai calitatea aceasta unora le să pierde sănătatea, le se pierde sănătatea din pricina greutăților. Am văzut mame cu cearcă ne la ochi, neodihnite. O soră îmi spunea, frate Drauș, m-aș duce în păduri să stau două zile să nu mai văd pe nimeni, să mă limpezesc. Copil mic în tătanul, numai pempers, numai mâncare, numai bărbat pretențios, numai cerință de a face, spunea, nu mai pot, m-am zăturat, m-aș duce undeva câteva zile. Dar tu ca bărbat nu vezi lucrul ăsta? Când îi ies dință la copii, că stă tătă noaptea. Sau am văzut bărbați exploatați și șantajați. Stă pe șantier 12 ceasuri, vine cu ciment și nu ureche are ciment. Și cum ajunge acasă, ei spune, na, mai ține eu tu, că eu am făcut destul pe azi. Nu vezi că se pierde sănătatea, se pierde timpul de odihnă. E un bănuț care trebuie să fie la tine în casă, dar s-a pierdut. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Ei bine să avem înțelepciune în, în, familie? E bine, da? Voi nu prea spuneți mine, nu o nicio problemă la Cajvana, un frate mi-a povestit kindr și acobuț, că un frate din Cajvana a avut un vis. Se făcea că era la adunare și a venit un înger al Domnului și împărțea hârtii la fiecare. Toți citeau curioși pe o parte, pe alta, numărau. La el hârtia albă pe amândouă părțile. Întreabă pe unul, mă, ce scrie la tine pe hârtie? Ce că e aminul pe care l-am spus eu în timpul slujbei. La el nimic. Zero. Și îmi spunea fratele Iacobus, ducea două doua la adunare, iese conducătorul, spune, să lăvi să fie Domnul. Trebuie adunare, amin! Dar el de acolo, amin, amin, amin! Iar răspunde spune, lăuda să fie Domnul, adunare, amin, unii, așa, ca voi. Dar ăla, amin, amin, amin! Unul se întoarce, băi, ce ai pățit? -te? Ce se cu tine? Băi, uite, am avut un, îi spune așa, poate recuperez, vă ajung din urmă, vă promit eu. Voi cu Aminu, că spune în 2 Corintieni 1 cu 20, că Amin care îl spunem noi prin El, prin Hristos, îi pentru slava lui Dumnezeu. Domnul, să ne dea și Aminu, atunci când trebuie numai, da? Un domeniu e relația cu Dumnezeu. Unui biserica, unui familia, am spus eu în familie, trebuie să avem și o gestionare responsabilă, tolerăm deficiențele și ne recunoaștem propriile slăbiciuni. Fiți cu ochii în patru, mai am un domeniu. Domeniul administrației, al muncii, modul în care ne raportăm noi la lucrurile pământești. Și aici trebuie să fim cu băgare de seamă. Scrie în carte Proverbii, capitolul 6, versetul 6. Leneșule, du la furnică, uită-te cu băgară de seamă la căile ei și înțelepțește-te. ce se văd de la o furnică? Ce lecție îmi dă mie furnica? Ce pregătire are ea? Am înțeles că voi sunteți oameni cu pregătire superioară. Mulțumiți domnului pentru mintea care v-a dat-o și Domnul să vă ajute mai departe profesional. La noi în sat era un băiat și este, nu-i mai băiat, e le o leacă mai mică a mine, el tare se proteja cu munca, arăta bine. Adică când era cavaler, era cât mine. La noi în sat se turna temelia la casă cu claca, să spunea. Se ridica un băiat în picioare sau un tată, spunea, dacă dă Dumnezeu, miercuri, torn un pic de temelie, cine vrea să vii să mă ajute? am avut adevărate minuni, când toată adunarea era prezentă. Nu știa frață cum să-i trimit acasă, băi, prea mult, și femei, și copii, cu găleți. Măi, la omul ăsta, eu nu l-am văzut pe el la clacă. Dar când o turnat Emilia, m-am dus și cred că eram vreo nouă oameni. Am turnat de dimineață până seara, încarat cu roaba, cu tărgeri, mi se rupeau mâinile din umăr. El așa rot un jor ca un harbut, să spune pe la noi, tot îmbla cu o sticlă și cu un pahar. Câtre seară, venea noaptea, noi nu găteam temelia, el îmi spune, frate Drauș, vrei un pic de apă? Păi nu vreau apă, vrei să pui sticla jos, pui-mă la pe o robă, că nu mai pot. Nu mai pot. Biblia încurajează munca și hărnicia. Pavel spunea celor din Tesaloni, cine nu vrea să lucreze, nu că cine nu lucrează, sunt care nu pot, îi credem pe ăștia. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Noi încurajăm munca și încurajăm hărnicia. Leni și urea. Și eu la băiatul ăsta i-am spus așa, zic, măi, uite cum, hai facem o înțelegere. Suntem de la țară, dintr-un sat. du și dă cu piciorul așa într-un mușuroi de furnici, plamează, și dacă vezi o furnică, o găsești așa că doarme cu mâinile, sub, cu picioarele așa, cu, cu, după cap, eu te țin de mâncare toată viața, e angajamentul. Eu încă n văzut. Voi ați văzut o furnică să te așa, să doarmă de amiază? Și ne trimite Solomon acolo, leneșule, uite-te cu băgare de seamă. Aici eu am spus că ne trebuie hărnicie și ne trebuie responsabilitate. Dar, am un dar. Luca 12 24. -vă cu 24. Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii, uitați-vă la puișorii corbulu, Crinii ăștia, nici nu turc, nici nu țesc, dar nici Solomon, în tătă splendoarea lui, nu a fost îmbrăcat așa de frumos. Pui de cor, nu are nu seamănă, nu secere, dar Dumnezeu li poartă de grijă. Ce înseamnă asta? Muncim, lucrăm, dar nu ne îngrijorăm peste măsură. Nu ne îngrijorăm așa în mod nejustificat. Ca asta e o problemă. E o problemă. Noi am avut o familie binecuvântată material. A fost și este. Sora de când avea copii mici s-a îngrijorat foarte mult, foarte mult, o ajuns să cadă în depresie, îmi povesteau fete, dismăritate acum. Când mama băga mâna în găleata cu scotea o bucată de pâine și copii, asta nu s aruncă. Am ajuns până acolo că o trebuie să ne rugăm pentru ea, aproape că și-o pierdut mințele. Numai de asta, am promutat de la vecini mâncare, și vecinii știa, măi, dar n-aveți ce mânca, nu mai murim de foame. O fost frați, s-a rugat, Dumnezeu o eliberat-o, o venit înapoi la adunare, să trăiește și în ziua de azi, în vârstă acum, și Dumnezeu o recuperat-o. Dar îngrijorările astea nejustificate, teama asta, nu-i bună, frații mei, nu știu ei, au casă, au servici, nu, nici nu mă interesează acum, dar eu știu că Dumnezeu ne poartă de grijă, muncim, suntem harnici, da? Am fost într-o familie din Spania cu un frate. Ei s-au oferit să ne duc undeva la o masă să mâncăm la un restaurant, pe malul nu știu ce apă curge pe acolo. Și fratele îl întreabă, măi, tu cu lucru cum stai în Spania? Zic, frate, spaniolii ăștia sunt niște șmecheri. Vor să le lucrezi degeaba. Dacă le-ai putea lucra să nu te plătească, mari șmecheri. Băi, câte zile ai lucrat de când ești de câțiva ani aici? O spus el, nu știu, puțin, adică până într-o săptămână. La care nevastă, o femeie cu minte, frumoasă, tânără, spune frate, dacă am ajuns până aici, vă spun un lucru. De două ori mi-am făcut bagajele să plec de la el mi drag, ne-am căsătorit din dragoste, nu pune mâna la lucru. Eu am un, un serviciu dimineață, lucra ca asistent la spital, după amiază îngrijești niște ca să plătem chiria, să avem mâncare. El tot spune că spaniolii îl fraieresc și nu lucrează. Bă, dar atâtea familii din Spania lucrează pe puțin, dai din cap, că tu știi cine, da? Cum tu nu poți lucra? <coughs> la care i s-a spus, adunare mare, atunci era cred că o mii de membri acolo. Prima dată când venim, te ridicăm în picioare și îți pui în fața adunării câte zile ai lucrat. Până începem predicele, prorociile, slujirea, te ridici în picioare și îți pui câte zile ai lucrat. Se pare că eu intrat la cap sfatul, s-au mutat în Germania și avem vești buni că, că, e familie bun acum. Frații mei, nu ne îngrijorăm, promovăm munca, promovăm, promovăm hărnicia, dar fără îngrijorare. Domnul să ne dea și aici înțelepciunea. Și o viziune, o perspectivă corectă. Scrie în Eclesiastul, capitolul 2, versetul 11, era acolo un bogat mai bogat decât toți botoșenene. Mai bogat decât tăți. Și omul ăsta până la urmă spune, m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le-am făcut. Știți ce a fost concluzia lui? Deșertăciune, și goană după vânt. Deșertăciunii îi totul. Va veni un cataclism cosmic. Nu știu cum îl numesc oamenii. Biblia spune că cerurile vor trece cu trosnete. Trupurile cerese vor topi de mare căldură. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Și eu cred asta. Mai crede careva? Și atunci dacă asta e viziunea lui Dumnezeu, Asta e perspectiva pe care o avem noi. Lucrăm, nu ne îngrijorăm, dar avem o măsură, o socoteală corectă, exact cum spune Scriptura. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta, fratru. Că într-o zi va rămâne și casa ta, și firma ta, și averea ta, și a mea, și a noastră, tuturora. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou, un pământ nou în care va locui neprihănirea. Să ne ajute Domnul să ajungem acolo. Să ajungem noi, să ajungă ei. Și eu vreau ca acolo să ajungă toată familia. Nu mai revin la versetul 14, acela în care Pavel spunea să ne trezim în sfârșit din somn. Mă opresc din predic aici. Asta predicam, mai predicat-o. Aseară am visat că eram la Botoșan și predicam de aici. Adică Domnul să ne dea înțelepciune, să umblăm cu băgare de seamă în relația cu Dumnezeu, cu biserica, cu familia și în problemele administrative. Amin.